29 de recomandări pentru premierul Kirill Gaburici, ambasadorii UE, SUA, Banca Mondială, ONU, Germania, Suedia, Elveția, Austria i-au dat de înțeles noului prim-ministru că este urgent a combate corupția în Republica Moldova. Altfel, ajutoarele oferite de donatorii externi sunt o investiție eșuată. Potrivit ambasadorului SUA, James Pettit, corupția limitează oportunitățile cetățenilor, alimentează sărăcia și împiedică implementarea reformelor. Diplomatul i-a sugerat premierului și celorlalți miniștri să facă în mod regulat declarații publice adresate atât funcționarilor publici, cât și cetățenilor de rând, prin care să-i avertizeze că lucrurile nu mai pot continua ca înainte și practicile de corupție nu vor fi tolerate. O altă problemă evidențiată în cadrul întâlnirii a fost suprapunerea competențelor și responsabilităților autorităților centrale și locale, ministerelor și agențiilor naționale, care încetinește aplicarea diferitor programe publice și a reformelor. Reprezentantul Agenției Austriece pentru Dezvoltare a ținut să menționeze și necesitatea Moldovei de a spori calitatea resurselor umane din țară prin educație, precum și îmbunătățirea infrastructurii rurale, referindu-se în special la drumuri și accesul la apă potabilă.